Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei! Vom face astăzi împreună salată de icre și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Pentru această rețetă vom avea nevoie de ulei, aproximativ 400 ml, 2 felii de pâine înmuiate în lapte, puțină apă minerală, 100 de grame de icre sărate, de crab sau de herring, o ceapă mică tăiată mărunt și zeama de la o lămâie. În primul rând, vom pune icrele sărate în bolul unui mixer. Acestea sunt icre proaspete pe care le-am ținut cu sare într-un borcan la frigider pentru 3-4 zile. Oricum se găsesc și în magazine, icre sărate la punguțe. Coborâm mixerul și mixăm icrele pentru câteva minute, fără să adăugăm ulei. Adăugăm apoi uleiul, puțin câte puțin, într-un fir foarte subțire. Și continuăm să mixăm. Mărim puțin viteza și punem din ulei. Bineînțeles că puteți face această salată și cu un mixer normal sau chiar cu un tel. Când icrele au început să se albească și au crescut în volum, cam așa trebuie să arate, adăugăm pâinea înmuiată în lapte, pe care am scurs-o foarte bine, și mixăm în continuare. Pâinea se poate omite, dar ea va da o textură frumoasă salatei. Și continuăm să adăugăm din ulei, tot în fir subțire. Adăugăm puțin și din zeama de lămâie. Și continuăm să punem din ulei până vom obține cantitatea dorită de salată. Adăugăm acum și puțină apă minerală, care va face salata mai pufoasă. Nu punem o cantitate mare, ci doar puțin. Continuăm să punem ulei și la nevoie punem și zeamă de lămâie, în funcție de cât de acră vrem să fie salata. Și continuăm să alternăm cu ulei, zeamă de lămâie și apă minerală până terminăm salata. Salata de icre este gata, am pus toată cantitatea de ulei, opresc acum mixerul pentru că trebuie să pun ceapa mărunțită și să mai amestec de câteva ori. Și așa va arăta salata de icre. Este fermă, are o textură foarte frumoasă, este lucioasă, vă asigur că este și foarte delicioasă și se face ușor. Aceasta este rețeta mea de salată de icre. După cum ați văzut, se face ușor și este foarte delicioasă. Dacă salata se taie, se poate repara foarte ușor, cu puțină zeamă de lămâie, cu o felie de pâine înmuiată în lapte sau cu o linguriță de icre sărate. Dacă vă plac rețetele noastre, vă invităm să vă abonați pe canalul nostru de YouTube sau să ne apreciați pagina de Facebook. Noi vă dorim poftă bună și vă așteptăm cu drag la rețeta următoare. La revedere!